Bună ziua! Așadar, episodul 1 din Așa nu se iau dispozitivele inhalatorii. Voi începe cu poate cel mai cunoscut inhalator, Ventolin. Foarte cunoscut, toată lumea știe de Ventolin. Pacienți care poate n-au mai avut mult contact cu sistemul medical, le-a fost dat de la medicul de familie, le-a fost dat de un alt doctor la un moment dat și au Ventolin acasă. De ce? Pentru că este ieftin. Oarecum dă o senzație de eliberare a respirației și lumea consideră că este un tratament bun de foarte, dar este un tratament fix de criză și asta este ceva important de reținut. Așa arată, vă rog, are acest căpăcel, l-am scos, așa arată. Are înăuntru un flacon care se bagă aici, se trage pe aici, se scoate capacul, pac, l-am scos. Se agită înainte de utilizare și apoi se inhalează. Bun. Asta începe cu așa, da. Să începem cu... Da, ar trebui poate să vă arăt întâi cum se face corect. Deci, în primul rând, trebuie să ne antrenăm o leacră, deoarece este un inhalator pe care trebuie să apăsăm pe acest capăt. Da? Pac. Și cel mai simplu, după părerea mea, este să ținem așa. În poziția asta, să sprijinim cu degetul ăsta și să apăsăm flaconul cu degetul mare. Și când apăsăm, a ieșit un puf. Ia să vedem. Dau spre cameră. A venit un puf, da? Bun. Ideea este că puful ăla trebuie să-l prindem din zbor. Adică aerul dăm afară, ținem aerul dat afară, punem ăsta la gură și când începem să tragem, apăsăm aici, eliberăm puful, și continuăm să inhalăm acel puf, să-l prindem pe tot. Ținem respirația și lăsăm să iasă. Cam așa ar arăta. Da, agit, aer afară. Mai fac o dată. Aer afară. La, pișcă un pic. Deci, ce am făcut? Aerul l-am dat afară tot, am ținut, am pus la gură, încep să trag aer pe gură și apoi declanșez și continui să inhalez lent până la capăt. Și în momentul ăla țin respirația și dau afară. Asta este așa, da. Apoi veți vedea tot felul de tehnici. Mulți pacienți vin la consultație și au tehnica lor proprie de a lua acest inhalator. Dar este bine să-l luăm corect pentru că este un spray de criză. Deci dacă facem o criză de astm, de exemplu, și trebuie să ne dăm un puf de Ventolin, e foarte important să-l dăm corect. Deci, colegii mei medici, vă rog, explicați pacienților măcar Ventolinul cum să-l ia bine, pentru că vor ajunge în spital cu niște crize severe. Pacienții voștri, dacă nu știu să-l folosească, degeaba îl dau incorrect dacă el nu ajunge în plămân. Să știți, este o chestie foarte interesantă aici. Pacienții fumători au tendința să ia mai bine inhalatoarele. De ce? Pentru că s-au învățat să tragă fumul în plămân. Da? Și știu cum să tragă acel fum să ajungă în plămân și nu în gură. E așa o chestie care n-am. Nu știu, poate mai o anecdotă, așa ceva de genul ăsta. Dar ideea e că trebuie dat corect. Deci, haideți să vă demonstrez câteva lucruri pe care le-am văzut pe bune și care sunt așa nu. Așa nu se dă și nu are eficiență. Să haideți să începem cu cel mai simplu. Dăm spray-ul în gură, îl folosim ca pe un spray pentru respirație proaspătă. Nu merge. Am văzut oameni care fac așa. Dau spray-ul în gură. Nu funcționează. Trebuie să ajungă în plămâni. Deci, puful ăla trebuie tras în întregime. Altceva. Altă greșeală foarte comună la pacienții care chiar înțeleg despre ce e vorba, dar nu au priceput ideea că trebuie tras profund. Da? Și nu dau aerul afară înainte și pur și simplu trag așa. Încă o dată.
foarte superficial. Deci dacă... nu e corect. Nu trebuie să tragem superficial acest spray. Nu ne-l dăm numai în gură. Ideea e că trebuie, cum v-am spus, să prindem acel puf din zbor. Deci să ajungă până la maxim în plămân. Deci aerul tot afară și tragem până la maxim. Bun. Altă greșeală comună. Dau aerul afară. Înțeleg partea asta, pacienții. Și apoi trag. Nu-i bun. Deci dacă facem așa, ce am făcut? Am tras doar aer. Și la sfârșit, când aproape am umplut plămânul de aer, mai dăm și puful. Nu-i bun. Foarte frecventă greșeala asta. Deci, din nou, cam astea ar fi trei lucruri foarte importante. Să-l folosim ca pe un spray de gură. Nu are efect. Trebuie să ajungă în bronși. Deci nu are efect așa. A doua chestie. Să facem respirații foarte superficiale. Vedeți, așa ieși din gură. Am văzut puful cum a ieșit din gură. Cealaltă chestie, să dăm aerul afară, să tragem. Ce pot să dăm? Cam astea trei lucruri pe care le-am văzut foarte frecvent cu Ventolino. Deci, din nou vreau să vă demonstrez așa da. Deci, cum v-am arătat înainte, era așa nu. Așa da, încă o dată, pentru fixare. Deci, din nou, cel mai simplu, mi se pare să-l țin ceva de genul acesta inhalator, pentru că e destul de greu de apăsat. O să vedeți, dacă faceți așa, alunecă, pleacă din mână. Vedeți? Nu pot să-l opăs. Și am o leacă de forță în mână, dar nu pot. Trebuie să-l... să am această pârghie. Da? Deci, pac, 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 agit, aerul afară și te țin. Am greșit o leacă. Ce am greșit aici? Am tras prea tare. Ventolinul trebuie dat o leacă mai lent. Deci haideți să fac corect. Vedeți? E dificil. Chiar și pentru mine, câteodată. Aerul afară tot. Și încep să trag ușor. Deci asta ar fi cu Ventolinul. Așa nu, așa da. Deci vedeți? Greu un pic de utilizat. Nu e chiar așa floare la ureche. Și, din nou, inhalatoarele astea, dacă nu le folosim corect și nu ajung în plămâni, în bronșii, unde trebuie să acționeze, ele sunt egal cu zero. Dacă ajung în bronșii, perfect. Medicamentul perfect. Dar altfel e dificil. Deci asta ar fi Ventolinul. Voi încerca, de asemenea, într-un video ulterior, să fac rost de un dispozitiv foarte util pentru administrarea Ventolinului, în special la persoanele care nu reușesc să facă această sincronizare cu inspirul și apăsatul. Sunt așa numitele dispozitive spacer. Promit că fac rost de un dispozitiv spacer să vă arăt cum se poate ameliora semnificativ folosirea acestui spray. Da? Pentru că nu este de nou pentru colegii medici. Nu e de ajuns să dăm Ventolin unui om. Arătați, vă rog, din suflet cum să-l ia. Altfel este zero. Nu are niciun efect. Am scris pe hârtie, dar dacă nu am și demonstrat, suntem culpabili, am făcut un malpraxis, pentru că dăm omului o pastilă, îi dăm un medicament pe care nu știe să dea. Ce facem în condițiile astea? Deci, musai, rețeta de Ventolin și demonstrația cu cum se ia. Vă rog din suflet. Și pentru cei care sunt pacienți, care sunt membri ai publicului care se uită la acest video, rog, încercați să să exersați tehnica corectă înainte să aveți o criză. Să știți să luați până faceți criza. Când faceți criza, să știți deja cum să luați, pentru că în momentul ăla nu vă veți simți bine. Nu veți avea timp să vă gândiți foarte mult. Aer abia veți putea să trageți în piept într-o criză de asp. Plămânul umflat e așa. Respirăm cu, nu știu, superficial, cu 25-30 de respirații pe minut. Nu putem. Deci vă rog din suflet. Este ceva foarte, foarte important. Este spray-ul de criză care vă poate salva viața. Deci învățați să-l folosiți. Și rugați medicul să vă explice. Și medicilor, explicați pacienților, vă rog. Atât.